pasta veche de gunoi trebuie să arate cum domnul director. La starea inițială a terenului. Ce înseamnă starea inițială a terenului? Asta înseamnă la cota uniformă și însămânțată cu iernă. Deci totul se uniformizează. Totul se va uniformiza, da. Se pune pământ fertil deasupra, fertil deasupra și se seamănă, seamănă cu iarbă. Gazon. Cu gazon, da. Avem tentin să vor face și alte lucruri de drenaj, așa, de captare a apelor pluviale. Asta să le explicăm la oameni, se întâmplă, da, că nu este o simplă asanare, așa, o simplă acoperire cu pământ. Nici pe departe. Sunt drenuri pentru care se formează gaze, la gunoi se formează gaze, în subteran există pericol să chiar să ia foc, dacă nu suntem atenți. Da. Trebuie făcute drenuri, trebuie să făcute aerisiri, după care se pune pământ și se toarnă gazon. Fosta groapă de gunoi a municipiului Drobeta Turnul Severin a fost închisă imediat după darea în folosință a depozitului ecologic. În subsol sunt aproximativ 350.000 de metri cubi de deșeuri, așa că acestea trebuiesc tasate. Apoi se vine cu un strat fertil de pământ și se nivelează locul. Operațiunea este una cât se poate de amplă. Pentru ca deșeurile să nu ajungă în râul Topolnița și mai apoi în Dunăre, se realizează un sistem modern de drenaj. O mare parte a lucrurilor sunt făcute cu scopul de a proteja factorii de mediu. Absolut. În special că lângă depozit este râul Topolnița, care deversează la 200 de metri în Dunăre, în Dunăre și da, se poate polua. Da. Deci trebuie să fim foarte atenți ca ce rezultă de aici, din fermentația asta, să nu se ducă în Dunăre. Absolut toate apele și ce va fi sub pământul care este fertil, tot ce este material levigabil, se preia prin niște cămine de captare și prin niște țevi, se duce într-un bazin special unde se filtrează, se face tot ce e nevoie, un fel de stație de epurare mai mică pentru treaba asta și tot ce se defersează în Topolnița este apă curată. Deci apă absolut curată. Să înțelegem că atunci când noi vom vedea rezolvat această problemă, adică așternut un strat fertil, da, peste fostul depozit de gunoi, sub el este o întreagă instalație. Este, absolut. Cu drenuri, absolut, cu canale de captare, și cu tot ce... Absolut. Turnul Severin este printre primele orașe din țară care a respectat condițiile Uniunii Europene pe linie de mediu. În primul rând, prin inaugurarea depozitului ecologic nou, pe care îl avem la Halânga și din asta îl știți, care este conform cu toate normele europene. Iar asta este ultima etapă care o vedeți aici. Asanăm, practic, vechiul depozit, vechea groapă de gunoi care are sub picioarele noastre peste 350.000 metri cubi de deșeuri menajere. Așa cum spunea și constructorul, operatorul nostru de colectare și depozit de deșeuri menajere, în luna septembrie trebuie să dispară această imagine de coșmar care este la intrarea sau la ieșirea, dacă vreți, din municipiul Turnul Severin. Este ultima operațiune pe care o facem pe linie de mediu. Practic, aici trebuie să arate ca un teren asanat, pus pământ și semănat iarbă, gazon pe el. Nimeni nu trebuie să știe că aici a fost cândva depozitul de gunoi, plus complexul acela de drenuri și de conducte care o să fie jos, pentru că aici este... În permanență lucrează acest gunoi menajer, produce gaze. Asanarea fostei gropi de gunoi este o investiție în valoare de 1 milion de euro care se realizează în 2 etape. Costurile sunt suportate integral de către operatorul de salubritate al orașului. Este sarcina asta de a face aceste lucrări, deci practic lucrări de ecologizare a zonei. După terminarea lucrărilor, zona va fi readusă circuitului natural. Lucrările sunt în special efectuate pentru a proteja factorii de mediu. Am demarat lucrările pentru prima fază, care va dura probabil până în luna septembrie-octombrie. Apoi urmează cealaltă fază de înierbare a suprafeței respective și redarea circuitului natural. Este o investiție destul de amplă. E adevărat, este o investiție foarte mare, aproximativ 1 milion de euro, dacă nu apar și alte lucruri ascunse. Dar este obligativitatea noastră și trebuie să o respectăm. În primul rând respectăm normele Uniunii Europene, care cer acest lucru, de a închide aceste depozite neconforme, care sunt generatoare surse de poluare a mediului. Lucrarea este amplă, se va desfășura în 2 etape. Prima etapă se va termina probabil la sfârșitul lunii septembrie, urmând ca etapa următoare să înceapă după 2 ani, timp necesar pentru tasarea efectivă a pământului și a copertării care se va face la această locație.
Deasupra va veni pământ, iar mai apoi se va planta gazon. Deasupra va veni pământ, după care se va planta gazon. Teoretic, el la un moment dat va trebui să arate ca un teren de golf sau ca un mini teren de golf, mai bine spus. Prima etapă a investiției de asanare a fostei gropi de gunoi se va finaliza în toamnă. Cea de-a doua etapă va începe după 2 ani. Repausul fiind necesar pentru ca deșeurile să se taseze și să ajungă într-un stadiu avansat de degradare.